De luna aceasta au fost demarate controlele de Paști în județul Mureș. În ședința de colegiu prefectural s-a luat decizia începerii controlelor specifice perioadei pascale în unitățile de sacrificare și procesare a cărnurilor, în special de miel, în cele de alimentație publică, în târgurile de animale și în piețele agroalimentare, a declarat prefectul Marius Pașcan. În paralel, va fi verificată și calitatea acelor produse specifice, cum sunt ouăle și legumele. Controlele vor fi făcute de către Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Comisariatul de Protecție a Consumatorului, Direcția de Sănătate Publică, Garda Financiară, Poliție și Jandarmerie. Așadar, producătorii și furnizorii produselor de origine animală vor fi pedepsiți la orice încălcare a prevederilor legislației sanitare veterinare în vigoare. Amenzile nu mai pot fi achitate în 48 de ore cu jumătate din minimum prevăzut de lege, ci cu sume prevăzute între minim și maxim, în termen de 15 zile. Amenzile pot merge până la 40.000 de lei, existând în continuare sancțiuni complementare, constând în suspendarea activității obiectivului până la remedierea deficiențelor constatate sau, după caz, se poate merge până la închiderea unității. În situația aplicării sancțiunilor complementare, nu este posibilă solicitarea reautorizării funcționării unității mai devreme de 6 luni.